Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi discutăm despre aceste parfumuri, parfumuri pe care eu le-am testat și despre care povestim astăzi. O să le și testăm împreună și să știți că am descoperit niște parfumuri atât de frumoase. Îmi place să fac clipul acesta și aș vrea să pot să-l fac mai des, dar îmi ia ceva timp să testez parfumurile, să le port. În plus, am și parfumuri full size pe care trebuie să le port și de care vreau să mă bucur, așa că îmi ia mai mult timp să vin cu un astfel de clip. Nici nu prea pot eu să vin să testăm împreună, așa să dăm un nas parfumurilor, pentru că mă cam păcălesc. Deci eu la prima testare a unui parfum clar mă păcălesc, trebuie să-l analizez, trebuie să văd cum se dezvoltă, să îl folosesc mai mult, altfel sigur mă păcălesc. În orice caz am înțeles că nu poți testa mai mult de 3 parfumuri odată și să-ți faci chiar o idee. Deci mai bine le testez și apoi vin cu impresii. Da, haideți să trecem la parfumuri, pentru că nu vreau să lungesc acest intro și avem multe de discutat astăzi. Vreau să vă mai zic ceva înainte să începem. Am aici parfumuri de designer, parfumuri de nișă, sunt și parfumuri mai vechi, dar avem și ceva lansări noi, așa că haideți totuși să trecem la parfumuri. Chiar o să încep cu un parfum care este lansat în 2023 și este vorba despre My Way Parfum, un parfum foarte, foarte interesant. Așa arată sticla și haideți să îl mirosim. Prima dată m-am cam speriat de parfumul acesta. Când l-am mirosit prima dată mi s-a părut foarte puternic, foarte puternic în iris. Are o deschidere cu portocală, amăruie și iris, așa simt. El are în deschidere floare de portocal, bergamotă de Calabria, portocală amăruie, în mijloc are iris palida, tuberoză indiană și ambretă și în bază are moscalp, cedru și vanilie de bourbon. Ei bine, deschiderea este puternică, este amăruie și florală, simt iris, apoi parfumul acesta se calmează și se duce așa într-o zonă mai cunoscută de noi, dar deschiderea chiar mi se pare ceva ce nu întâlnești în multe parfumuri, dar se potolește și devine un parfum dulce, floral, vanilat. Chiar îmi place foarte mult și mi se pare că parfumul acesta are două faze, cumva una mai agresivă și una mai romantică. Deci este deschiderea aceasta puternică, apoi se duce din nou într-o zonă feminină, romantică, într-o zonă mai cunoscută de către noi, să zic așa. Dar îmi place parfumul, chiar este frumos. Nu am niciun My Way în colecția mea, nu știu pe care mi l-aș lua dacă ar fi să-mi cumpăr unul. Momentan nu știu dacă mi-aș lua un My Way, dar cine știe. Dar îmi place parfumul, chiar este frumos. V-am mai zis că nu pot să am toate parfumurile din lumea asta. Și vorbim tot despre un parfum mai nou, lansat în 2021. Este un parfum mai nou de la Hermès. Avem Twilly d'Hermès, O Ginger, un parfum potrivit pentru perioada caldă. Avem aici Bujor, Ghimbir confiat. Acesta mi se pare că îi dă izul acela interesant parfumului. Chiar îmi place foarte mult cum se simte acest ghimbir confiat și chiar se simte, îți dai seama că este ceva ce nu ai prea întâlnit în parfumuri, și are și cedru în bază. Baza este una simplă și când se usucă parfumul nu pot să zic că mi se mai pare așa interesant, dar mi se pare un parfum ușor pentru perioada caldă. Deci are un miros foarte frumos. Întâi se simte bujorul și chiar se simte. Apoi
Se simte acest ghimbir confiat într-un fel. Este un proaspăt condimentat, dulceag și citric îl simt. Îl simt și citric, nu știu cum. Nu are nimic. Parcă simt lămâie. Din nou, este un parfum frumos pe care l-aș purta cu plăcere. Nu mi l-aș cumpăra neapărat acum, adică nu este un parfum pe care să zic că vreau să-l cumpăr neapărat, dar aș putea să-l port fără probleme, pentru că este foarte plăcut. Îmi place și parfumul acesta, dar da, mi se pare că ghimbirul acesta confiat îi dă un farmec aparte parfumului. Nu este nici un parfum foarte complex, dar nu este nici un parfum banal, e frumușel tare. Și haideți să mai vorbim despre unul pentru perioada caldă, vorbim despre Atelier Cologne Bohemian Orange Blossom, un parfum simplu și foarte natural, îmi place mult de tot, are portocală, neroli și floare de portocal. Și așa și miroase, deci miroase foarte bine a portocală și a floare de portocal, așa este sticla lui. Mi-ar plăcea să-mi cumpăr, nu am niciun parfum de la Atelier Cologne în colecție, dar dacă ar fi să-mi cumpăr unul, cred că mi-aș cumpăra Pomelo Paradis. Bine, aș mai testa totuși și altele, da, miroase, are o deschidere foarte suculentă și naturală. Miroase a portocală, miroase atât de frumos. Îmi plac parfumurile acestea de la Atelier Cologne, sunt foarte frumoase. Apoi când se usucă se simte și un pic amărui, portocală cu ceva un pic amărui, dar foarte light, foarte natural. Amărui așa și o floare amăruie albă, eu cam așa simt neroli în unele parfumuri. Iar parfumul se usucă floral, miroase a floare de portocal, se simte la un moment dat cumva ca și o lavandă, deci simt ceva ca o lavandă pe acolo, dar da, este un parfum așa pentru persoanele cărora le place natura, cărora le place să-și petreacă timpul în natură. Este un parfum frumos, simplu, dar foarte frumos și natural. Chiar îmi place acesta foarte mult și îmi plac parfumurile de la Atelier Cologne. Aș vrea să testez și altele pentru că sunt unele foarte interesante, dar până acum cred că mi-aș cumpăra Pomelo Paradis. M-a cucerit pe mine parfumul acela, dar și acesta este frumos rău. Ok, haideți să trecem mai departe la acest Issey Miyake L'Eau de Magnolia, sau cum se numește, L'Eau d'Issey en Magnolia, da. Arată sticla, știți deja parfumurile acestea. Acesta are ca și note bergamot, magnolie, note de apă și lemn de santal. Ce să zic eu, nu prea m-a cucerit parfumul acesta, nu pot să zic că e ceva ce mi-aș cumpăra sau mi-a atras atenția. Asta pentru că eu am mai testat parfumuri care miros în genul acestuia, deci este un floral simpluț, aș spune eu. Bineînțeles, potrivit pentru primăvară, nimic de zis, este frumos, dar nu pot să zic că are ceva ce mă atrage. Da. Nu ne atrage prea tare acesta. En Magnolia. Și haideți să trecem mai departe la un parfum care a creat un trend și pe care cu siguranță îl vedeți la foarte multe persoane și vorbim despre Delina. Delina, da. Am avut acest decant, l-am purtat cu mare plăcere, este un parfum superb, m-a cucerit și pe mine, cum a cucerit o lume întreagă. Foarte potrivit în această perioadă, parfumul acela cu bujori, cu lici, rubarbă, cred că deja știți că au început să urmeze trendul foarte mulți designeri, se duc în zona asta de lici, rubarbă și bujori și da, nu este ceva rău,
Mă bucur pentru că este o combinație foarte frumoasă și acest parfum este așa foarte roz, exact așa cum este și sticla pe care o are. Avem o parte fructată, o parte florală și o parte lemnoasă. Este un parfum feminin, girly, este un parfum puternic în același timp și este atât de persistent, deci foarte bun parfumul, foarte, foarte bun. Chiar este o bombiță și da, nu știu dacă parfumul acesta o să intre în colecția mea în viitorul apropiat, însă probabil că vor mai apărea și altele și mereu se creează alte și alte trenduri, așa că rămâne cumva în urmă, probabil, dar au mai rămas și altele care au fost foarte populare. Însă, cu siguranță este un parfum care își merită popularitatea și îmi place și mie. Este frumos, ce să zic, ne place Delina, ne place mult. Ce voiam eu să vă mai zic despre Delina este faptul că l-am folosit într-o seară și a doua zi îl simțeam atât de apropiat de Angel Nova. Deci chiar au ceva în comun parfumurile astea și îmi place, ce să zic, că am Angel Nova și chiar intenționez să-l port în perioada următoare. Mai am și câteva pufuri de Delina, îmi place mult, îmi place. Trecem la următorul parfum care, să știți că îmi place foarte mult și este primul parfum de la această casă pe care îl testez. Vorbim despre Le Parfum de Rosin. Sunt niște parfumuri care mi-au atras atenția pe make-up la un moment dat, dar nu am comandat sau nu am avut curajul ăsta să comand vreodată, deși le-am găsit la un moment dat la prețuri foarte bune pentru că mi-au dat senzația de parfumuri vintage și nu aș fi vrut asta. Le-am văzut la un moment dat, știu că are Adina un parfum de la casa aceasta și spunea ea că trandafirul ar fi cumva pus în evidență în aceste parfumuri și da, avem aici un roz griot care nu are trandafir, în care se simte o adiere de trandafir, dar nu are în note. Și hai să vedem. Deci acesta este unul foarte frumos, este unul care îmi dă curaj să îmi comand la un moment dat un parfum pentru că miroase super bine. Avem așa o deschidere fructată de citrice, piper roz, parănașii și da, chiar miroase a fructe, nu miroase a citrice, adică nu este genul acela de efervescent și așa. Este o deschidere fructată dulce și să știți că atunci când se usucă miroase atât de frumos bujorul combinat cu floarea de cireș. Deci miroase super bine, este un parfum foarte feminin, foarte romantic, se duce în zona asta de parfumuri care mie îmi plac foarte mult și are o aromă care mă duce cumva cu gândul la Para pe care o simt în Idol, dar aici avem desigur alte note și dar da, este o pară care mă duce cu gândul la Idol, are un iz care mă duce cu gândul la Para, aceea care se simte în Idol. Avem și Osmantus, Yasomie Sambac și în bază avem Mosc, Heliotrop, Cetru și Ambră Albă. Din nou, este un parfum care mă duce cu gândul la roz, cumva mă duce cu gândul și la Candy, cum îi zice, Escada Candy Love, la genul acela de trandafir bombonicios, doar că aici avem un bujor. Mi se pare că urmează și el un trend. Știu că și Escada Candy Love este făcut după un alt parfum foarte scump și mi se pare că și acesta urmează un trend. Oricum este un parfum foarte frumos. Nu este nimic vintage, este un parfum ușor de primăvară. Primăvară-vară, este dulce, dar nu foarte dulce, adică îmi place. Haideți să vă arăt ceva în primul rând.
pentru că pe mine m-au atras sticlele acestor parfumuri. Ia să vedeți. Deci au niște parfumuri care se numesc Ballerina și uitați-vă ce sticle au. Acesta este, cred, nu e. Rose Griot seamănă cu acesta, are și el, uitați-vă cât de frumos se ducă în zona de parfumuri de lină, cum ar veni la sticle, cam așa mă. Și au parcă un stil vintage totuși sticlele astea. Foarte frumoase sunt. Haideți să-l vedeți pe Rose Griot. Acesta este. Sticla nu este printre cele mai frumoase. Îmi plac acestea cu capac Ballerina, dar nu știu parfumurile, nu le cunosc. Dar da, îmi plac foarte mult sticlele mai ales. Următoarele parfumuri despre care vorbim sunt din linia de lux a casei Dior. Și vorbim despre două parfumuri foarte, foarte iubite și cunoscute, Fève Délicieuse și Tobacolor. Haideți să vorbim despre Tobacolor. Este foarte puternic și foarte intens parfumul acesta. Avem tutun, avem tutun alb, frunze de tutun și tutun, fum, miere, ambră, piersică și citrice. Deși are mult tutun în compoziție, este foarte plăcut. Adică parfumurile acestea sunt foarte fine și este destul de greu să faci clone după astfel de parfumuri, pentru că pot deveni destul de grele dacă nu au finețe asta. Deci sunt niște parfumuri fine. În continuare, deschiderea aceasta tutunoasă se potolește și intră aici mierea, condimente. Tot simt și în acesta, așa cum am zis la un moment dat și despre o clonă, turtă dulce, dar turtă dulce de casă unsă cu miere. Se simte scorțișoară, se simt condimentele, dar totul este atât de bine amestecat încât nu este ceva prea, nu este niciun condiment care să iasă de acolo din compoziția asta, chiar este totul foarte bine amestecat și fin. Este un parfum frumos, este un parfum puternic, este dulce, miros și miroase a turtă dulce. Duce cu gândul la perioada sărbătorilor de iarnă, la momente cozy, la târgurile de Crăciun, la turta dulce făcută, decorată manual și da, mi se pare chiar un parfum care mă duce cu gândul la o poveste sau este un parfum poveste foarte frumos. Următorul parfum este de la Serge Lutin, Féminité du Bois, un parfum pe care era cât pe ce să-l comand blind la un moment dat, chiar am găsit la un moment dat un preț foarte bun la acest parfum. Ei bine, mă bucur că n-am făcut-o pentru că nu cred că mă așteptam la asta, adică cu siguranță aveam alte așteptări de la acest parfum, pentru că mie îmi plac parfumurile de la Serge Lutin, dar mă așteptam la altceva de la Féminité du Bois. Mi se pare un parfum simpluț, este proaspăt condimentat, cald condimentat, lemnos, cremos, așa, dar foarte light. Mi se pare că deși are toate aceste note, găsim în el scorțișoară, prună, piersică, cedru, în mijloc avem ghimbir, avem cuișoare și flori și în bază avem santal, benzoin, mosc și vanilie. Mă așteptam la ceva mai plin, așa, la un parfum mai plin totuși, acesta chiar mi se pare potrivit pentru primăvară și toamnă, să zic așa. E frumos, dar nu este ce mă așteptam eu să fie. Chiar în uscare mi se pare că miroase mai mult a lemn de santal și cam atât, este și curățel așa, dar vanilia nu prea este pe acolo, să zic. Dar da, este un parfum drăguț, însă nu ce mă așteptam eu. Următorul parfum este unul care m-a dat pe spate
Deci, m-a cucerit parfumul acesta cu aroma lui unică. Este vorba despre Nishane Ani. Foarte frumos, foarte frumos. Avem aici ghimbir, bergamot, pink pepper, adică piper roz și note verzi în deschidere. În mijloc avem cardamom, coacăze negre și trandafir roz și în bază avem vanilie, benzoin, santal, cedru, patchouli, ambergris și mosc. Dar ce pot eu să vă spun că simt în acest parfum este și ce m-a cucerit pe mine la el este o parte cumva aromată, aromatico, condimentată și o parte vanilată, dar are o vanilie atât de frumoasă parfumul acesta în el și asta vă spuneam că are un iz ciudățel, dar nu la modul negativ, ceva ce îmi place foarte mult, ceva ce n-am mai întâlnit în alte parfumuri, care se combină frumos cu vanilia, pentru că până la urmă deschiderea asta se duce destul de repede și ce simt eu, ce rămâne pe mine și ce simt foarte mult timp, pentru că mi se pare un parfum foarte persistent și intens și dens, este vanilia împreună cu, probabil că este cardamom aici, nu știu, este un iz condimentat, dar cu aromă deosebită, deci este atât de frumos parfumul acesta și da, este un parfum scump care consider că își merită banii, care consider că își merită popularitatea pentru că știu că este un parfum iubit și pe care, da, aș da și bani mai mulți, ce să zic. Este un parfum deosebit cu o aromă unică care m-a cucerit pe mine, foarte frumos. Și următorul parfum este unul care m-a dat pe spate și este vorba despre Rossendo Matteo 6. Aici avem un iz oriental foarte fin și foarte plăcut. Este din nou o combinație de fructe, condimente. Vreau să deschid sticluța pentru că nu mai ajunge pulverizatorul. Deci avem aici iasomie, fructe exotice, note florale, cocos, note verzi, condimente, mosc alb, vanilie și ambră. Aici avem așa, se simte ceva proaspăt verde, cumva în zona erba pura, are un strop, un iz foarte fin de care mă duce pe mine cu gândul acolo. Are un, când se usucă, nu simt acum pe hârtiuță, dar când se usucă simt o aromă orientală foarte frumoasă și elegantă și îmi place foarte mult parfumul acesta, este unul pe care cu siguranță l-aș cumpăra, dar da, eu nu sunt cu zona asta de erba pura și tot ce am testat au fost clone, dar sunt sigură că parfumurile originale, deși am fugit, să știți, și de Jardin Exclusiv de la Mansera, pentru că știam că are izul acela de erba pura sau chirche, de exemplu, și în el am auzit că este un iz de erba pura, dar vedeți că trebuie testate pentru că nu este izul acela la care mă așteptam eu, este ceva foarte finuț, dar are o prospețime aparte și ceva verde aparte și cumva se combină cu acele condimente și are un iz oriental, chiar îmi place cum miroase și este foarte finuț și foarte echilibrat, frumos parfum, foarte frumos, chiar sunt curioasă și de 5, sunt foarte curioasă. Un alt parfum foarte frumos este acest La Danza delle Libellule Nobile 1942, un parfum care nu prea se mai găsește sau nu se găsește, pentru că eu l-am văzut într-o perioadă, apoi l-am văzut și chiar și la prețuri bune, apoi pur și simplu a dispărut. Dar este un parfum foarte frumos și se spune că ar fi clonă Casablanca. Da, așa este. Doar că
acesta este un pic mai proaspăt, să zic așa. Avem aici un măr roșu zemos și delicios. Are o deschidere foarte frumoasă și juicy. În mijloc avem scorțișoară și cedru și în bază avem vanilie, cocos și mosc. Este un parfum dulce, este un parfum frumos, gurmand. Ți lasă gura apă pur și simplu. Foarte frumos este parfumul acesta. Nu știu dacă mai apare, la ce prețuri apare, însă dacă nu l-am luat când a fost momentul lui, nu cred că o să mai ajungă în colecția mea, dar este superb, absolut superb. Măcar pe Casablanca să mi-l iau și să am o sticlă full size, pentru că nu mai am foarte mult din el. Un alt parfum despre care voiam să vorbim este Angelique Noir de la Guerlain. Angelique Noir de la Guerlain este un parfum foarte potrivit în perioada asta, cu o aromă din nou deosebită. Are angelică, pară și piper roz în deschidere, în mijloc are iasomie și chimion și în bază are vanilie, angelică și cedru. Este un parfum proaspăt, este un parfum ușor verde. Are și el, v-am zis, aroma aceea deosebită, o vanilie foarte fină și nu este un parfum vanilat. Cumva această angelică, care se pare că are aroma aceasta deosebită, pentru că nu-mi dau seama ce ar putea să fie altceva, și totul este așa îmbrăcat într-o vanilie foarte, foarte fină, te duce cu gândul la o rochie de mătase, foarte elegant așa parfumul acesta. Are, din nou, este un parfum cu o aromă unică, ceva ce nu prea întâlnești așa prin parfumuri. Frumos parfum. Mult timp intenționez să vă povestesc și despre Magnolia Bliss de la Juliet Hezegan, care, să știți, că era să mă păcălească, era cât pe ce să mă păcălească parfumul acesta, pentru că atunci când l-am mirosit prima dată mi s-a părut atât de frumos, dar tot testându-l mi-am dat seama că nu e chiar un parfum care să își merite totuși banii, nici nu prea se găsește, atât de rarisim este, că chiar devine enervant la un moment dat, că sunt foarte multe parfumuri care sunt și scumpe, sunt și bănăluțe pentru banii pe care ar trebui să-i dai pe ele și mai sunt și rare, ca să zic așa. Are o deschidere de citrice, petit grain și ghimbir. Îmi place foarte mult deschiderea la acest parfum, asta este clar, pentru că este cumva foarte proaspăt așa, foarte un pic verde. Nu simt o deschidere prea spicy. Este frumos, dar nu este un parfum pe care l-aș cumpăra. Dar da, este un parfum pe care aș putea să-l port, adică nu l-aș cumpăra eu, dar este un dar vreau să menționez și faptul că nu este un parfum pe care să nu pot să-l port, adică l-aș purta cu plăcere, îmi place, doar că nu aș da banii pe el, mai ales banii pe care îi cer cei de la... Da, cu mențiunea că este un parfum pe care l-aș purta, dar nu l-aș cumpăra, dacă mă înțelegeți. Adică el este frumos, dar mi se pare că prețul lui este unul cam mare. Și ultimul parfum despre care discutăm astăzi este Portrait of a Lady, Frederic Malle. Ei, acum. Nu mă pricep la genul acesta de parfumuri, nu știu dacă o să pot să vi-l descriu astfel încât să mă înțelegeți, pentru că nu este nici genul meu de parfum. Acum, tot ce vă spun în clipurile mele este acum, cine știe ce preferințe voi avea peste un an, 2, 3, însă în momentul acesta Portrait of a Lady nu mă dă pe spate. Este un parfum frumos, este un parfum elegant, dar nu mi se potrivește mie acum. Avem trandafir,
trandafir, cuișoare, smeură, coacă de negre, scorțișoară. Da, este un trandafir combinat cu această smeură. Are și paciuli, tămâie, lemn de santal, mosc, rășină benzoică și ambră. Mi se pare oricum un parfum care, pe care nu l-aș purta în perioada asta. În primul rând, descrierea mea este și în ton cu vremea de afară. Deci nu se potrivește, zic eu, în momentul acesta. Mi se pare mai dark, așa, este un parfum mai dark, mai matur, mai greoi, aș putea să spun, elegant, cu siguranță elegant. Mi s-a părut că oricum că mirosea mai bine pe piele, dar devine, mi se pare un pic așa mai transparent acum și am observat că devine din ce în ce mai plin și mai dens. Nu este genul meu de parfum în momentul acesta, nu contest, este un parfum frumos, dar nu mi se potrivește mie acum. Nu. Este destul de întunecat pentru mine, să zic așa. Și gata, acestea au fost parfumurile. Sper că v-a plăcut acest clip, de-abia aștept să-mi spuneți în comentarii dacă ați testat parfumuri pe care le vedeți astăzi în clipul meu și ce părere aveți voi despre ele. Chiar sunt curioasă dacă ați testat și voi Nișane Ani sau Rossendo Mateu 6 sau, uite, Portrait of a Lady, poate că vă place. Știu că sunt fete pe aici iubitoare de trandafir și cu siguranță, nu știu dacă ați testat Portrait of a Lady, știu că este un parfum foarte, foarte iubit. Sunt sigură că îl apreciați. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, lăsați-mi și un like dacă v-a plăcut acest clip și nu uitați că în descrierea acestui clip găsiți coduri de discount, găsiți grupul meu de Facebook unde chiar vă aștept și vă rog să răspundeți la întrebări dacă mă căutați acolo și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!